Capitolul 17. Pavel la Tesalonic. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus, pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Pavel la Berea. Frații au trimis îndată, noaptea, pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să ațâțe noroadele. Atunci frații au pornit îndată pe Pavel spre mare. Sila și Timotei au rămas în Berea. Pavel la Atena, cuvântarea. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.
căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei.